Că întotdeauna, dragi prieteni, deosebit de bucuros, deosebit de fericit să stăm de vorbă în prezența Lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu, așa cum ne-am rugat și dincolo de orice despre Domnul, dar nu ca unii care studiem un obiect și îl privim din diverse perspective, ci ca unii care dorim ca Hristos să trăiască în noi. Vorbim deci din lăuntrul sufletului cumva. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, învățăm un lucru de mare însemnătate. De ce zic acest, folosesc această expresie de mare însemnătate? Pentru că știu ce s-a întâmplat în sufletul meu când am înțeles lucrul acesta. Este una din marile taine și cu ajutorul lui Dumnezeu vom deschide astăzi acest câmp de gândire și de explorare Înaintea ochilor noștri, e de mare însemnătate. Spun iarăși. Titlul temei noastre este Omul care ar trebui să fie”. Omul care ar trebui să fiu. Oamenii care ar trebui să fim. Oamenii care ar trebui să fie. Ar trebui să fie. Ar trebui să fim. Deci, din ce sunt, ce sunt și ce ar trebui să fiu în dreptul nostru ca oameni nu sunt două expresii identice. A fost un singur caz, o singură împrejurare în care aceste două lucruri au fost unul și același, și anume viața Mântuitorului nostru, spre care suntem invitați astăzi să privim țintă. 2 Petru 3 cu 11 Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Toate? Absolut. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, ne întreabă Scriptura. Când ne spune ar trebui să fiți, înseamnă că nu suntem ceea ce, ce ar trebui să fim. Dar ce fel de oameni ar trebui? Acum, dacă nu sunt ceea ce trebuie să fiu, sunt chemat totuși să înțeleg ce ar trebui să fiu, cum ar trebui să trăiesc. Cum ar trebui să vorbesc? Cum ar trebui să umblu? Ar trebui. Acesta este idealul. Spre aceasta ne îndreptăm. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Având în vedere cuvântul acesta, ne îndreptăm spre unul din cele mai tulburătoare, aș zice, cuvinte ale Domnului. Până nu veți primi împărăția cerurilor ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în ea. Bine, dar ni s-a spus nu fiți copii la minte, iar aici suntem chemați la acest lucru și se pare că el este ceva de viitor, ceva de perspectivă, este un ideal acesta. Care aspect al vieții de copil? Pentru că ni s-a spus la minte să nu fiți copii, fiți copii la minte. Iată un aspect al credinței copilului. Un copil când se joacă de a doctorul, de a polițaiul, de a pompierul și așa mai departe, sau de a învățătoarea, de a doctorița și celelalte aspecte pe care le-am văzut noi în casele noastre și e uh, eu unul tare sunt concentrat la conversația dintre copii în timpul când ei se joacă, mă interesează mult cum văd ei problema aceasta, cum văd ei perspectiva, cum creează situații. În momentul în care ei se joacă de a spitalul, de a școala, de a biserica, am văzut jucându-se, în momentul acela ei nu se joacă de a, ci ei chiar trăiesc această, acest joc, ei sunt acolo. Ei au uitat de ei înșiși, au uitat de distanța între jocul acesta și realitate și ei trăiesc acest lucru. Nu este chiar aceasta ceea ce ne-a spus nouă Mântuitorul când ai cerut ceva de la Dumnezeu să crezi că l-ai și primit și îl vei avea. Adică să-l trăiești fără să te uiți în buzunar sau în geantă sau în jurul tău, sau spre cer, spre pământ, unde este. Nu să crezi că l-ai și primit, adică să, să trăiești acest lucru, să uiți literalmente situația aceasta în care se găsește un om la un moment dat și să privești țintă la acela de la care ai cerut schimbarea, să trăiești această schimbare. Știți bine, când s-au rugat pentru ploaie și a venit numai o fetiță cu umbrela la biserică ceilalți nu au adus nicio umbrelă pentru că ei știau că nu o să plouă. Dar ea nici nu și-a închipuit că oamenii s-au jucat de-a rugăciunea, ci a, a trăit acest lucru și de aceea i a luat umbrela cu ea. Acolo se ascunde marele principiu al puterii credinței. Când ai cerut ceva de la Dumnezeu să crezi că l-ai și primit și îl vei avea. Acest ca un ecou, în 1 Ioan capitolul 4, el ne spune nou, lucru pe care l-am cerut în armonie cu voia lui Dumnezeu, este al nostru, suntem stăpâni pe el, dar unde este? Nu, îl vei avea, așa spune Sfânta Scriptură, la timpul potrivit. Vă amintiți că David a fost un rege cu mult timp înainte de a fi rege și în multe alte împrejurări, la fel a fost creată această a fost creat acest loc al credinței în care credința a crescut până când ea s-a scufundat în realitate. Când Biblia spune acum rămân acestea trei credințe, nădejdea și dragostea și când noi spunem că uh, la porțile realității vom dezbrăca această haină a credinței, de fapt, noi nu abandonăm lucrul acesta, ci credința este înghițită de realitatea în care ea a trăit, fără, pe care voi îl iubiți fără să l fi văzut. Dar lucrul acesta apelează și este o expresie a încrederii noastre în Dumnezeu sau cine este El pentru noi în aceasta se manifestă. Dacă îi cerem... Un anume lucru în rugăciune sau în viață, dar nici urmă de idee că se va întâmpla așa ceva. Lucrul acesta vorbește nu despre ce am cerut și nici despre ceea ce se întâmplă, ci vorbește despre cine este acela de la care am cerut noi, cine este el în ochii noștri, ce credem noi despre el. Aici este e cheia vieții și a credinței noastre: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi. Acum, este adevărat. Așa cum spunea John Newton, care a compus cântare, Amazing Grace, nu sunt ce ar trebui să fiu, dar nici ce am fost nu mai sunt, pentru că s-au produs multe schimbări între timp. Este clar că ne mișcăm pe drumul acesta și ne mișcăm de la ceea ce suntem spre ceea ce ar trebui să fim. Acum, ar trebui bine observat cursul acesta, ca și un pilot care urmează să aterizeze. El observă unghiul de coborâre și se asigură că acest unghi îl va duce la aeroport, nu la câțiva kilometri de aeroport, Sau trebuie să fie calculat de așa fel. Și noi trebuie să observăm în ce direcție mergem, pentru că dacă ne uităm așa cum a spus Mântuitorul, voi aveți ca tată pe diavolul. Dacă ne uităm la ce fel de oameni ar trebui să fim noi în mintea diavolului, el a încercat lucrul acesta chiar și cu Isus. Ce fel de Isus ar trebui să fie el în ochii diavolului. S-a arătat la ispitirea din pustie. Dar în ochii lui Dumnezeu ce fel de om ar trebui să fiu eu? Atunci lucrul acesta pentru mine nu este o experiență a viitorului. Cândva o să fiu așa și când s-a revărsat Duhul Sfânt peste noi ca biserică sau peste mine ca individ, când se va întâmpla așa, când va fi pe din coronul, aceasta este o realitate prezentă. Am și primit lucrul acesta și îl voi avea. L-am ascultat pe John Peterson, cunoașteți cei mai mulți dintre cei ce l-am ascultat și confruntat cu întrebarea, crezi în Dumnezeu, tu crezi în Dumnezeu? El nu a răspuns, da, cred sau nu cred, ci el a răspuns, eu trăiesc ca și cum Dumnezeu ar fi real. Deci, eu nu sunt ceea ce trebuie să fiu, dar știu cum ar trebui să fiu și trăiesc în lumina la aceasta. De ce eu vorbesc cu aproapele meu în felul în care sunt eu astăzi sau despre aproapele meu? Dar undeva în conștiința mea, în sigur, și bine luminat și bine definit, eu știu cum ar trebui să vorbesc. Și atunci când mă pregătesc să vorbesc cu aproapele meu sau despre aproapele meu, eu știu în mintea mea și cum sunt, văd în mine altă lege, spune Pavel, știu și cum sunt, dar știu și cum ar trebui să fiu. Și am de ales între a vorbi sau a acționa așa cum sunt acum. La mine spune românul: Ce îngușă și în căpușă. Să mai vedem dacă este așa. Și rămâne de văzut dacă, dacă aceasta e calea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a acționat așa cu tine sau cu. Familia sau cu situația, dacă Dumnezeu a acționat așa. A, a, așa se, se mândresc uh, unii oameni cu uh, nestăpânirea sau prostia lor, și în același timp, un om înțelept deschide gura cu înțelepciune. El Gândește ce are de spus. Și noi suntem chemați la aceasta. Acest fel de oameni ar trebui să fim noi să vorbim cu înțelepciune, să acționăm cu înțelepciune. Bun, și în fața unei chemări de felul acesta, eu am două posibilități. Fie să mă manifest cum sunt, fie să mă manifest cum știu că ar trebui să fiu, și că cum ar trebui să fiu este ținta spre care mă îndrept și care nu este o experiență viitoare, pentru că este o realitate. Și, deodată, constat că primesc putere de la Dumnezeu să mă manifest nu cum sunt, ci cum ar trebui să fiu. Lucrul acesta uh, îl, îl las deschis înaintea noastră pentru că el are in, de inimaginabilă însemnătate pentru noi. Cum suntem și cum ar trebui să fim. Ați observat cum procedează o mamă cu un mic copilaj de două zile, două o zi sau ceva. Prima dată când îndreaptă privirile spre el, prima dată când el sau ea se uită în ochii mamei și uh, vede lucrul acesta, mama începe să comunice cu el, cu pruncul acesta, cu, cu baby acesta, începe să comunice ca și cum ar vorbit cu un om. Îi spune cuvinte, vorbește concepte cu el și așa mai departe. El face să zâmbească și acesta zâmbește și râde uneori și gata, dă soarele pe chipul mamei. Da, cineva, un om din acesta, firesc, care este așa cum este, nu cum ar trebui să fie, se uită la mamă și spune, dar de ce vorbești cu el? Că ăsta încă nu știe niciun cuvânt, nu știe să vorbească și așteaptă până când e peste șapte ani. Nu, mama tratează ca și cum ar fi un om mare. Și ghiciți ce devine copilul acesta? O mare! Poți să comunici cu el. Acest lucru, la acest lucru suntem chemați noi. Să ne tratăm propria noastră ființă, nu cum este ci cum ar trebui să fie. Vorbim despre împărăția cerurilor în care va domni bunătatea, dreptatea, frumusețea, iubirea, vorbim despre, despre aceste lucruri, vorbim despre uh, schimbarea trupului muritor într-un corp nemuritor și așa mai departe, dar lucrul acesta nu este o experiență a viitorului doar, ci este una a prezentului. Și numai dacă este prezentă această transformare în noi, atunci putem să vorbim cu adevărat de cea care vine, dar atât timp când noi refuzăm să fim cei care ar trebui să fim, nu are sens să vorbim despre lumea viitoare pe care am refuzat-o din viața noastră în, în acest moment. <coughs> în uh, istoria țării noastre este un, uh, un episod de o profundă și tulburătoare însemnătate. Ștefăniță, fiul uh, domnitorului Bogdan Bodă, se joacă împreună cu prietenul lui și prietenii în stejarul din Borzești, se joacă de-a tătarii și moldovenii și ei consideră și pun pe unul care este uh, acolo ca și când ar fi prins, condamnat și deodată vin chiar tătarii. Și prietenul legat în stejarul din Borzeș, Mitruț, moare străpunț de săgețile Hanului Tătar. Trecerea de la ceea ce era o joacă la ceea ce a fost realitate a fost atât de fulgerătoare încât n-a lăsat practic niciun spațiu între ele, în niciun spațiu de gândire. Acest, acest lucru. Ascunde și exprimă în același timp, acesta dând principiu al corelației dintre ce suntem și ce ar trebui să fim. Noi trebuie să umblăm pe pământul acesta nu cum suntem, așa sunt eu, ci cum ar trebui să fim. Să vedeți de ce. Judecata lui Dumnezeu, în care martor va fi propria noastră conștiință ea este avocatul apărării, ea este avocatul acuzării sau procurorul, procurorul acuzării. Propria noastră conștiință, cugetul se învinovățește sau se dezvinovățește, va avea ca reper, și vă rog să fim atenți la lucrul acesta, judecata va avea ca un, ca un cod de lege sau ca lege, nu ce am fost. Și ceea ce am știut că ar trebui să fiu. Nu cum am vorbit, ci cum ar fi trebuit să vorbesc. De obicei, revelația aceasta vine asupra omului la capătul drumului, când de fapt nu mai are nicio putere, afară de aceea de a ne da șansa să ne păcăim. Este lucru mare. Cineva ar putea spune, o, oh, e prea târziu acum să mai vezi acum cum ar fi trebuit să trăiești, cum ar fi trebuit să tratezi oamenii din jurul tău și cum ar fi... E prea târziu acum. Uh, iubiții mei, este târziu, dar nu este prea târziu. Dacă ar fi prea târziu, Duhul Sfânt nu ne-ar descoperi nouă uh, astăzi, acum, după ce au trecut atâția ani, ca să ne dăm seama că am păcătuit, am păcătuit în felul în care m-am purtat și că a fost distanță mare între felul cum m-am manifestat, în ce fel de om am fost și ce fel de om am știut că ar trebui să fiu. E distanță mare. E adevărat lucrul acesta. A trecut mult timp, s-a produs mult rău. Dar chiar acum, zice Domnul, chiar acum, zice Domnul, dar ce să mai te uite femeia aceasta. Am avut un caz în satul nostru, a fost o femeie care își pierdu semintea și mergea aproape dezbrăcată iarna, pe un ger cumplit, dintr-un cap în altul al satului. Era un ger de sătenii noștri, spuneau, crapă pietrele de gerul acesta și ea mergea aproape dezbrăcată dintr-un cap în altul al satului, țipând continuu și spună. Până la urmă viața ei s-a sfârșit. Eram copil pe vremea aceea, dar m-a atras fenomenul acesta pentru că mi-am dat seama că ea trăiește, ea nu, nu e conștientă de ce se întâmplă în locul acela. Deodată, pe patul de moarte, devine conștientă. Deodată. Atunci o fică a dumnea ei a încercat să-i dea ceva sau să o ajute cu ceva și i-a spus nu mai este cazul, este prea târziu și într-adevăr ca închis ochii. Dar iubiții mei, descoperirea aceasta pe care o dă Duhul Sfânt asupra felului cum ar trebui să fim, este de așa însemnătate încât Dumnezeu nu o trece cu vederea. Cine ne dăruiește lucrul acesta și de ce ne dăruiește lucrul acesta? Ca noi să ne judecăm singuri, să nu ajungem să fim judecați. Îmi dau seama acum cum ar trebui să fiu. Sunt situații în care ajungi să vezi pe un altul acționând într-o împrejurare asemănătoare cu aceea în care ai fost tu și care nu răspunde la fel. Iosif nu răspunde la fel cu Samson, spre exemplu. Și uh, aș, aș dori să subliniez acest lucru, pentru că uh, Samson știa istoria lui Iosif. Nu toată lumea care a fost așezată în aceea situație a răspuns la fel. Aceasta lasă fără scuze pe pe orice om. Nu se pot dezvinovăți, spune epistola către romani. Nu există lucrul acesta. Dar văzând, pe altă, văzând o altă persoană care acționează în acea situație în care am fost eu, dar acționează atât de diferit, îmi dau seama că eu nu am fost ce ar fi trebuit să fiu în acea situație. Văzând un tată, văzând un soț sau soție sau fiu, fică, părinți, acționând într-o situație ca aceea în care am fost eu, imediat ajung să mă măsor pe mine însumi, să-mi dau seama că eu nu am fost ce ar fi trebuit să fiu. Ei, dar ce este cu acest ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Iubitorii mei, acesta ascunde o mustrare voalată, și anume că. În momentul în care Dumnezeu te cheamă să fii ce ar trebui să fii, înseamnă că ți-a dat putere pentru aceasta. Ți-a dat mijloace, darul. Nu duceți lipsă de niciun dar pentru a fi ceea ce ar trebui să fii. De aceea noi trebuie să păstrăm lucrul acesta absolut viu în viața și ființa noastră permanent. Nu ce, ce fac, ce voi face, ce ar trebui să fac în această situație, ce ar trebui să zic, ce ar trebui să uh, lucrez într-o împrejurare ca aceasta. Este o situație uh, pe care o vedem reflectată în copii, dar care este tradus, care este un principiu, de fapt, uh, un principiu dumnezeesc, asupra uh, și uh, care facilitează uh, realitatea sau realizarea sau idealul. Aceasta este calea. Luând în stăpânire starea în care ar trebui să fim, devenim. Aceasta este, acesta este drumul pe care mergem. Vom ajunge la capăt? Nu. Nu, fără discuții, dar acesta dar mergem pe drumul acesta. Drumul acesta duce acolo. Unul merge mai departe, unul mai aproape, dar pe, pe drumul acesta mergem, către cum ar trebui să fim. În sensul acesta mergem. Și fiecare până unde a ajuns Dumnezeu măsoară toate lucrurile, nu noi oamenii. Dar este, este clar că am luat cursul acesta. Eu aș vrea să fiu nu cine sunt. Ci cine ar trebui să fiu? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Trăirea aceasta se referă la lucrurile pe care le-am cerut de la Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Nu se referă la lumea păcatului. Pentru că, în momentul în care trăiesc cum ar trebui, cum ar fi să păcătuiesc, în clipa aceea am și păcătuit. Ați urmărit cuvintele Mântuitorului? Dacă cineva vede o persoană de sex opus, vede o femeie, a spus Mântuitorul, și deja în imaginație, sau cum se privesc unii la video, diverse video sau așa, vede așa ceva video, omul acela este a trăit deja lucrul acesta. Aplicat în direcția răului și aplicat în direcția binelui, această trăire produce și devine realitate în Ființa noastră. De aceea, noi ni s-a spus când ai cerut de la Dumnezeu o stare după voia lui Dumnezeu, adică așa cum ar trebui să fii în momentul acela să crezi că ai, să iei stăpânirea, să crezi că ai și primit, să iei stăpânirea, adică să acționezi uh, uh, ca și cum ești ce ar trebui să fii și vei fi. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Idealul? Idealul este cel exprimat în Isaia, capitolul 53. Va așeza pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Va pune el prin suferințele lui, Mântuitorul nostru, ceea ce ne comunică două lucruri. Unu, despărțit de el nu se poate întâmpla așa ceva, indiferent ce fel de religie, stilului de viață ar avea o biserică sau o denominație, oare degeaba. Pavel a spus, zice, lucrurile astea n-au folosit la nimic, pentru că despărți de mine nu puteți face nimic. Pe când umblarea cu Domnul Hristos duce ființa noastră de la ceea ce este, la ceea ce ar trebui să fie. Și ce ar trebui să fie? Pavel spune, nu mai trăiesc eu, cum sunt, ci Hristos trăiește în mine, cum ar trebui să fiu. Aceasta este Trecerea acesta este marele exod de la firesc la duhovnicesc, de la împărăția lumii, a firii și a păcatului, la împărăția dragostei fiului său. Aceasta este chemarea. Îmi spunea un student la medicină, L-am întrebat, zic, dar, Vladu, zic ce te-a prins cel mai tare, așa, prima dată când ai luat e, legătură cu universitatea, cu tot. Bă, anatomia, chimia, fizica, învățarea se împărupte ca să intru să la examen, dar ce m-a surprins extraordinar a fost că ne-au numit doctor din prima zi. Și avea, avea, așa a fost un profesor. Dar acest profesor nu i-a numit doctor din greșeală sau în jocul sau de râs sau în glumă și le-a spus acest cuvânt ca și cum ar fi ceea ce urmau să devină. Și studenții care au prins înțelesul acesta au devenit ceea ce omul acesta i-a numit. Probabil că este e mai greu de suportat titlul ca acestea, Sfinția ta, în al prea sfânt. Acestea sunt, sunt, cuvinte. Dar, iubiții mei, ele ascund un adevăr. Este cine ar trebui să fii. Este, nu este cine ești, cine ar trebui să fii. În momentul în care cineva te numește creștin pe tine, acest, acest lucru este legat de numele Domnului nostru Isus Hristos. Și aici, tu, în cugetul tău, știi bine ce distanță este între ce ești și ce ar trebui să fii, dacă când ți-a spus creștin, în momentul acela tu știi că numele tău este legat de Hristos și că tu ar trebui să fii omul în care trăiește Hristos, nu care predică despre Hristos, scrie despre Hristos și așa mai departe, ci în care Trăiește Hristos, nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine. Deja s-a trecut de la ceea ce a fost la ceea ce este, a devenit. Vine uh, un timp în care lupta aceasta a Sufletului nostru, munca aceasta a Sufletului nostru, care este rodul muncii Sufletului Său, devine realitate. Și voi folosi două exemple, aș spune, supreme. El se manifestă, sigur, acest lucru se manifestă la nivelul vieții fiecărui om, cel puțin intelectual. Omul pricepe lucrul acesta, Duhul Sfânt îi vorbește într-un fel în care el înțelege lucrul acesta. Dar să mergem la două mari idei. Cel mai mare om născut din femeie. De ce a fost numit așa ceva? Pentru că omul acesta s-a identificat cu chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu. Ați observat că le-a dat talanții? Unul s-a identificat cu treaba aceasta, unul ia ce-al tău. Nu s-a identificat niciodată cu talentul care i-a fost dat. Și, într-o mică paranteză, poate dezvoltăm cu o altă ocazie ceea ce se cerea de la acești cinci talanți, trei talanți, un talent, nu era cantitate sau producție sau realizare, ci era credincioșie. Cine era credincios într-un talent era egal cu cine era credincios în cinci talanți. Nu a venit, nu era credincios, atât. rob, bun și credincios. Nimic altceva. Acest lucru se urmărește. Acest lucru este urmărit aici. Credincioșia în chemarea care ne-a fost adresată de Dumnezeu și credincioșia aceasta Ajunge în situația de identificare cu chemarea. Chemarea nu este o, o, ceva o, o, unul dintre lucru, lucrurile sau lucrările vieții acesteia, ci omul devine una cu chemarea lui James Allen, scrie lucrul acesta în broșurica lui As a Man Thinketh. El devine una. Cu chemarea lui. Și mergem împreună aici să citim în, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și de aici, versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? Păi eu sunt eu, chemarea mea este, profesia mea sau poziția mea este aceasta. Nu eu sunt una cu chemarea mea. Să ascultăm răspunsul și acum vom înțelege de ce a spus Mântuitorul nostru: este cel mai mare om născut din femeie. Același lucru spune Mântuitorul despre oricine care se identifică în toate aspectele vieții lui, cu chemarea pe care a adresat-o Dumnezeu, devine una. Cu chemarea lui omul care este, devine una cu omul care ar trebui să fie. Și el răspunde la, la întrebarea, tu cine ești? El răspunde, el a mărturisit, versetul 20. El a mărturisit și n-a tăgăduit. a mărturisit că nu este el Hristos, numărul 1, deci. Eu am înțeles că m-am identificat și caut să mă identific cu chemarea mea, dar niciodată această identificare nu poate fi pusă la nivelul identificării Mântuitorului nostru cu Tatăl, despre care o să vorbim imediat. Tu cine ești? El a spus, a început prin a spune, numărul unu, nu sunt Hristosul. Atunci, cine ești? Ești Ilie? Ești... Nu, el a zis, nu sunt aceasta. Ești prorocul? El a zis, nu, versetul 22. Atunci, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne întreabă. Ce zici tu despre tine însuți? Versetul 23. Eu sunt una cu chemarea care mi-a fost adresată. Eu, cel care sunt, am devenit cel care trebuia să fiu și la care la aceasta am fost chemat. Eu, versetul 23, zice el, a zis el, sunt glasul Celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a spus prorocul Isaia. Isaia a spus: Dar nu rămâne un verset în Biblie, ci uh, El a devenit viață în mine. Cuvintele pe care vi le dau: Eu sunt Duh și viață. Ele se transformă. El nu spune: Eu port un mesaj, eu am un mesaj, eu sunt una cu mesajul acesta. Eu sunt glasul. Am devenit. Ceea ce trebuia să fiu. Acum, aș vrea să uh, rămânem cu acest uh, inimaginabil, uh, incomparabil și, de fapt, parțial, înțeles, tablou în care Mântuitorul nostru mărturisește despre sine și despre identificarea Lui cu tată. Atenție, atunci un împărat tot ești, da? I-a răspuns Pilat, sigur, da, eu m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevărul. Uite asta, eu sunt aici, asta este adevărul. Cum a mărturisit Isus despre adevăr? Nu ca și când adevărul era ceva exterior lui și eu mărturisesc mărturia de credință despre acest lucru. Și el, Biblia spune așa, el nu, nu, ar ca a vorbit despre, ce el a devenit sau a fost și a împlinit, s-a identificat total cu adevărul pe care a venit să-l proclame. El n-a proclamat adevărul prin vorbire sau fapte chiar, ci prin existența lui. El a fost, a devenit, a fost acest lucru. El care este oglindirea slavei lui tipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Da, dar Filip nu înțelege ideea aceasta de identificare. Filip nu înțelege cu ceea ce sunt și ceea ce ar trebui să fiu. El nu prinde ideea aceasta. Nu-i nimic. Mântuitorul cu răbdare o ia de la capăt. Îmbătrâmi iarăși bastonașe și așa. Am vorbit cu un prieten zilele trecute și el a suferit un accident cerebral. Și ce i s-a întâmplat a fost faptul că nu mai știe să scrie sau să citească absolut nimic. Era citit în cărți. Am cunoscut o altă persoană, o prietenă din statul Arizona. A avut un accident cerebral și din trei limbi care vorbea dumneiei, germană și sârbă și română, a rămas doar cu română. Și engleză, pardon. Când a venit fiul dumneiei la spital în vizită și eram și eu lângă patul dumneiei acolo în vizită, Fiul dumnei vorbea în engleză pentru că a fost născut acolo și dânsa s-a -a uitat la mine și mi-a spus nu înțeleg nimic din ce zice omul ăsta. Acesta, este, acesta era Filip. Zice, nu, Arată-ne pe tatăl. O luăm de la capăt? Da. Eu așa i-am spus prietenului meu, zic, începi iarăși cu bastonașe, puncte, virgule, începe abecedarul, literă cu literă și încet, încet o să, o să putem să învățăm. Și Iisus de la capăt. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe. Adică ar fi fost. Tu ar fi trebuit să cunoști. Tu niciodată n-ar fi trebuit să întrebi acest lucru. Era clar pentru tine. Dar de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. nicio o problemă. O o luăm de la capăt și uite, lecția 1. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Adică, el spune mai departe, eu și tatăl, Ioan 10 30, eu și tatăl, una suntem. El nu a vorbit despre tatăl, ci s-a identificat cu tatăl. El nu a vorbit despre adevăr, ci eu sunt adevărul. Sau despre cale, sau despre viață. Eu sunt aceasta. El a fost. Ceea ce a trebuit să fie. La aceasta suntem și noi chemați. Și rugăciunea noastră cu această ocazie este: Doamne, Tatăl nostru, te rugăm în numele Domnului nostru, Isus Hristos, ca de fiecare dată să deschizi sufletul nostru și să ne arăți nu ce suntem, ci cum ar trebui să fim. Ajută-ne să ne amintim lucrul acesta, fără să călcăm pe urmele celor care te-au iubit cu adevărat și s-au identificat cu chemarea ta și fă, Doamne, ca acest gând al veșniciei, gândul Domnului nostru, Isus Hristos, să fie totdeauna în noi. Și la întrebarea ce fel de oameni ar trebui să fiți voi să arătăm spre chipul tău, Doamne Isuse, în al cărui nume ne-a rugat. Amin!